Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 95 din 2017 modifică și completează legea numărul 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Este vorba despre primele acte de activare acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Deci șomerii înregistrați la JOFM Maramureș de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, deci nu au acea sumă de bani, în situația în care își găsesc un loc de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior date înregistrării la JOFM Maramureș, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 de lei neimpozabilă. Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menținerea acesteia și în situația în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator în aceleași condiții.